Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Scerut și este aici AllView Viper S. Poate cel mai de succes telefon făcut până acum de AllView, sub denumirea Viper, acum a primit o versiune mai nouă, mai performantă, mai cu mușchi. Să vedem ce înseamnă asta pe cifre și în utilizare. Și facem împreună un unboxing dintr-o cutie foarte diferită față de ce am văzut până acum la AllView. Așa arată pachetul lui Viper și așa arată pachetul lui Viper S. Așadar, atunci când o să-l cumpăr, ar trebui să arate cam așa, cel puțin așa a ajuns la mine. Îl dăm deoparte și silueta asta a viperei nervoase într-un pachet mov. Și hai să vedem ce știe să facă acest dual SIM, dual standby, foarte performant. Periculos de performant. Așa zic cei de la AllView. Periculos de performant. Are de acum pe cutie inclusiv câteva specificații și în mai multe limbi de circulație internaționale, inclusiv limba bulgară și cehă și poloneză, pentru că vor să-l extindă, să-l vândă prin regiune, iar versiunea care la mine este black, bifat black, care mai există și white. Și o să vedem împreună ce înseamnă specificații după ce îl desfacem. Sunt tare curios ce e înăuntru. Primul lucru, avem și un pliant aici pentru chestii de NFC. Telefonul este capabil NFC. Și cam așa este el aici într-o țiplă. O dăm deoparte. Bucată de spumă de protecție pentru transport. În cartonul la o parte, aici avem certificatul de garanție. Bateria care vine separat. De 2500 de miliamperi, destul de plată, tehnologie mai nouă, sunt celule din Japonia, din câte am înțeles. Un alt capac spate cu senzorul NFC și cu ieșirea pentru difuzoare. O să vedem și pasă imediat ce știe să facă. Iată și un capac alb lucios cu logo-ul AllView aici. Două capace în plus. Stickere NFC pentru tot felul de acțiuni, sunt stickere programabile. Cei care au un pic de habar de NFC știu că pot să programezi prin un astfel de stick să facă tot felul de lucruri și poate și încercăm să facem câteva împreună. Parteneriatul de lungă durată cu cei de la Bitdefender, primești pentru 3 luni să testezi Bitdefender Mobile Security și apoi să prelungești. Un mic tutorial pentru stickere, un manual destul de consistent pe care recomand să-l citești. Se că este și în mai multe limbi. A început să facă manual în mai multe limbi. A început să extindă. Aici mai avem o folie de protecție. Deși telefonul este protejat cu Corning Gorilla Glass 3, cei de la AllView îți oferă în continuare folie, cablu USB, micro USB, căștile de bună calitate, în continuare pun căști de bună calitate în pachet cei de la AllView, din aluminiu, cu cauciuc frumos. Amplificatorul de pe telefon este conoare de Yamaha cu sunet DTS, certificat DTS, ceea ce este un mare plus. Să punem lucrușoarele astea la loc. Inclusiv capacele. Așadar, două capace de rezervă. N-am mai văzut niciodată un producător care să ofere două capace în plus pe lângă capacul telefonului din pachet. Așadar, trei. S-a zgâriat. Sau te duci la club, sau te duci la servici și schimbi după bunul plac. Hai să vedem efectiv telefonul. Scoatem din punguță. Are o folie pe ecran pe care o să scoatem imediat. Ce spectaculos arată! Este un albastru foarte lucios cu niște punctulețe acolo în spate. Încerc să vă arăt așa în reflexia asta de lumină. Arată foarte, foarte bine, cel puțin până când încep să-l umpli de amprente. Dar chiar și așa, dacă îl ștergi, îți dă o senzație de premium. Poate cel mai frumos ambalaj, cel mai frumoasă carcasă de telefon AllView pe care am văzut-o până acum. Pot să spun asta, cred că cu ușurință, până când se va zgâria cel puțin. Să-i dăm și folia la o parte. De pe ecranul de 5.5 720p, nu este încă Full HD. Pe această versiune nu a pus un Full HD. Și arată foarte bine, dar hai să-i punem bateria. Între timp el e destul de ușurel, așa, împreună cu bateria va ajunge la 143 de grame. Să facem capacul de aici. Și în spate avem așa. SIM 2 de mărime normală, cardul SD aici jos
și microSIM-ul 1 ar intra aici. Punem bateria așa. Iar aici avem difuzorul, așadar avem difuzor stereo pe acest telefon. Aici sunt pinii conectori pentru NFC. Bun. Îi dăm să pornească. Și ecranul IPS de foarte bună calitate ne arată de la început că este capabil de un contrast bun. Abia așa să văd și culorile. În spate este motorizat de un procesor de la Qualcomm. Avem un Snapdragon, un Cortex A7, așadar este cel mai probabil un S400 cu procesor grafic Adreno 305. Este o combinație foarte bună pentru sfârșitul lui 2012, prima jumătate a lui 2013. Nu este un telefon după cea mai nouă tehnologie, însă ar trebui în acest pachet să se miște fără probleme. Și hai să-i dăm un pic de internet ca să înceapă să lucreze cu noi. Ok. Și acum se conectează la Wi-Fi. Între timp cât se conectează la Wi-Fi, hai să îi dăm și un cont ca să se sincronizeze, să facă primele sincronizări. Pentru că facem unboxing-ul de la zero, multe lucruri vor merge lent la început, dar prima mea senzație este că acest ecran arată bine și răspunde bine la comenzile tactile. Tot device-ul îmi dă senzația de bună calitate. Bun, în momentul acesta începe el să facă update-uri și nebunii de genul ăsta. Între timp hai să scoatem noi din ambalaj și pe Viper, ca să vă faceți o idee despre ce înseamnă diferența între cele două. O să-i dau eu drumul la update-uri, între timp, pentru că astea vor dura. Îi dăm câteva secunde, pentru că va începe să râșnească. Așadar, de la primul Viper, un telefon care vă spuneam de mare succes, subțire și finuț așa, Viper-ul s-a mărit prin comparație, a câștigat 0,2 inch la display, tot 720p, dar pe un ecran cu Corning Gorilla Glass de acum protejat, mai subțire, mai finuț așa, însă în esență cam aceeași rezoluție, practic cam aceeași experiență. Tot un quad-core, însă de la 1 giga de RAM pe Viper am ajuns la 2 giga de RAM pe Viper S, de la 16 GB de stocare am ajuns la de la 4 sau 16 GB am ajuns la 16 GB, 1 GB de RAM în plus, așadar poți să-i pui card microSD pe ambele și asta este un plus. În rest, ca specificații sunt relativ similare, aceeași viteză de conectare pe 3G, nu este încă un 4G, însă și camera avansat, avem pe spate camera de 13 megapixeli față de cea de pe Viper, care este doar una de 8 megapixel pe spate, aici. În schimb, pe față, lucrurile sunt și mai bune, pentru că de acum ai pe Viper o cameră frontală de 5 megapixeli față de 1,2, cât aveam înainte pe cea frontală, 2 megapixeli de pe Viper. Ca să faceți o idee despre cum arată în comparativ cele două, cam asta este diferența, așadar e căpătat un telefon cu un procesor mai nou, mai multă memorie RAM, o diagonală, o idee mai mare, dar în esență majoritatea funcțiilor similare. Un pic mai multă memorie RAM și un procesor grafic mai bun pe lângă un procesor mai nou. Așadar am trecut de la un procesor chinezesc MediaTek la un Qualcomm și de la un procesor grafic PowerVR SGX544 folosit an la rând de cei din industria telefonelor mai accesibile, am trecut la un Adreno. Dar este un Adreno 305 care va face o treabă decentă în jocuri, dar o să verificăm lucrul ăsta din nou, vă spuneam, împreună. Așadar, cam așa arată comparativul între cele două. Dacă e să-mi dau cu o părere așa, la prima impresie, Viper-ul ăsta albastru mat cu capacul ăsta îmi dă senzația aproape că ar fi metalic. În schimb, Viper S îmi dă senzația că este mai Samsung, așa, lucios, mai... Mă încântă foarte mult îmbunătățirile pe care le-au adus telefonului și arată în continuare bine, dar este o evoluție, este o diferență. E o evoluție de pe platformă pe alta. Sunt lucruri care seamănă, dar sunt destul de multe lucruri diferite.
Ce ar mai fi de spus pe telefon? Hai să încercăm să-i facem și un benchmark. Sunt curios cât de bine se mișcă procesorul. Mă aștept să pună undeva între S3 și S4 ca performanțe. O să intrăm în Google Play și să descărcăm câte ceva. Între timp, cât lucrurile se mai descarcă, hai să vă aruncăm o privire rapidă și prin interfața modificată de Android pusă de cei de la AllView. Interfața se mișcă bine, nu are întârzieri. Temele sunt destul de simple și poți să le schimbi. Cei de la AllView pun întotdeauna opțiuni de modificare de fundal, de efecte, de tranziție, de teme. Nu intru în chestiile astea că nu mă pasionează foarte tare. Pe mine mă interesează ce am la bord, zona de notificări, două degete, zona de widget-uri și ai acces la modul avion, informațiile despre baterie, Wi-Fi, GPS, profilele audio, luminozitate. Hai să-l dăm și pe maxim să vedem ce înseamnă maxim. Cam așa arată, luminos, clar, o imagine cu un contrast foarte bun și o bună definiție a imaginii, însă luminozitatea este ținută intenționat un pic sub control, astfel încât să nu se scarce foarte repede bateria și aici. IPS-ul poate și mai mult de atât, dar pentru un utilizator obișnuit eu cred că este mai mult decât suficient. Din nou, în zona de widget-uri mai avem economizorul de baterie și modul de vizitator, modul pe care cei de la AllView le pun, un economizor evident pentru a scădea consumul și modul vizitator pentru a putea oferi telefonul cuiva fără acces la datele tale personale, la contacte și alte lucruri. E bun mai ales când îl dai unui copil, să zicem. Între timp, ni s-a descărcat Epic Citadel și jocul 300. Iată, s-a instalat și AnTuTu. Se mișcă repede, a descărcat repede aplicațiile și le-a instalat. Și hai să forțăm un pic procesorul grafic să vedem ce este în stare să ne ofere. Așa. Unreal Engine 3D. Și iată, castelul nostru s-a randat fără probleme. Mă surprinde plăcut această combinație de Qualcomm quad-core cu procesorul acesta grafic, pentru că l-am mai testat și pe un telefon de bună calitate de la o firmă mai spălată mai devreme și nu a reușit să funcționeze. Aici nu am niciun fel de întârziere. Am toate frame-urile, în 720p se mișcă foarte bine, nu am întârzieri. Se randează bine luminile, umbrele, texturile, cerul. Am aici, mă interesează focul, ia să vedem, dacă mă îndrept către foc aici. Vreau să văd fum, vreau să văd flăcări și vreau să văd dacă întârzi undeva. Mult mai bine. Dacă ați văzut review-ul meu inițial pentru Viper, ați văzut că mi-a plăcut telefonul, dar că la partea de gaming a dat mici semne, mai multe semne de slăbiciune. Ia uite și reflexele ce bine arată. Foarte bine arată, foarte bine randează, foarte bine se mișcă platforma aceasta. Bine optimizată și sunt convins că va duce fără probleme majoritatea jocurilor din Google Play. Excelent. Excelent, foarte, foarte bine. Sunt foarte bine, sunt foarte, foarte impresionat de felul în care se mișcă. Hai să vedem puțin și în jocul 300. Pe Viper, vă spuneam, jocurile nu erau cele mai bune pentru că procesorul acela PowerVRS GX544 și-a cam trăit traiul și-a mâncat mălaiul și de acum jocurile cu grafică 3D sunt la discreția GPU-urilor Adreno, dacă cei care sunt pasionați de așa ceva și știu, înțeleg lucrurile astea. Jocurile, iată, se încarcă foarte repede pe această platformă, sunt plăcut impresionat, mai ales că timp de răspuns atât de bun am mai văzut în general pe procesoare mai noi, chiar și pe Adreno 330 în combinație cu procesoare Qualcomm mai noi. E, aici randarea, am stropi, am flăcări, am un număr decent de frame-uri, jocul este pretențios și el la grafică, nu este 100% fluid. Dar doar pentru ochiul antrenat se vede că nu este 100% fluid. Ia să vedem și o scenă de luptă. Aici parcă și-a mai intrat în mână. Cei 2 GB de RAM își arată utilitatea. Foarte mișcă căderile. Vă spuneam, doar pentru un ochi antrenat. Sunt mulțumit de cum se mișcă și dacă l-a dus astea două lucruri, sunt convins că poate face aproape orice altceva. Bun, hai să vedem rapid și camera foto. De acum o cameră îmbunătățită. Hai să vedem ce înseamnă pentru selfie-uri, în primul rând.
Oho. Un unghi foarte bun de încadrare. Se vede neașteptat de bine și aici. 5 megapixel pe față. Filmează inclusiv Full HD pe față și hai să încercăm să facem o poză mașinuței noastre, să vedem unde apar problemele. Focalizare selectivă, poți să pui șarful unde vrei. Să vedem poza noastră. 13 megapixel și detaliile sunt bune, dar nu extraordinare. Imaginea are contrast. Prefer să mă pronunț în legătură cu calitatea camerei, mai ales la un test afară, însă, în general, cei de la Allview nu sunt super experți pe cameră foto. Singura cameră care m-a impresionat cu adevărat pe un telefon Allview a fost cea de pe P7 Extreme. Am putea să-i spunem smartphone-ul de selfie dedicat. Dar dacă vrei un dual SIM dual standby cu 3G, cu un ecran HD de 5.5, cu un procesor grafic, iată, așa, care se mișcă neașteptat de bine, 2 GB de RAM, cu slot de card microSD, poți să mai pui 32 de giga în plus, cu Wi-Fi, Bluetooth, GPS, tot acâmul, un pachet complet, acesta poate fi un telefon foarte interesant. La banii la care se vinde, eu cred că este o opțiune interesantă. Și hai să vedem cam ce putem face și cu stickurile NFC. Pur și simplu îl apropii și ai o etichetă goală la dispoziție, senzorul NFC a detectat-o. Cu o aplicație descris taguri NFC și ar trebui să găsim una pe aici. Poate nu mă uit eu bine, dar în telefon nu am găsit o aplicație, însă este plin de aplicații prin care poți scrie și să programeze astfel de taguri. O să iau prima care îmi vine, NFC Tools, instalez, e o aplicație mică care se mișcă foarte repede. Deschideți. Bun. Am un tag, îl apropii, îl scanez în interiorul aplicației și mi-a spus ce fel de tag este și ce cât pot să stochez pe el. Am 462 de bytes la dispoziție, adică pot să scriu pe ea o mulțime de comenzi. Și hai să scriu niște comenzi. Add a record și putem să punem așa. Ce vrem să scriem pe ea? Putem să scriem în momentul în care apropii ideea să scriem un text. Și o să scriem salut. Hai să scriem și www.bunici.ro. Nu, hai să zicem salut George, că merge mai repede. Salut George. Și acum o să scriem, apropiem tagul, complet. Acum ies din aplicație. În momentul în care voi apropia telefonul, orice telefon capabil NFC de acest tag, o să mi-apară mesajul salut George. Am scris așadar o informație. Oricine apropie poate să citească această informație, dar pot să scriu și alte lucruri. Pot să pun un link. Și poți să-i zic, spre exemplu, să scrie un link către www.buhnici.ro. L-am salvat, o să-i dau write. Același tag am adăugat, pot să fac același lucru pe orice fel de tag, dar au culori diferite ca să le țin minte mai ușor. Ies din nou din aplicație, apropii telefonul de acest tag, îmi zice salut George și îmi spune că pot să deschid în browser www.buhnici.ro. Și o să ziceți că e valabil doar cu telefonul de la Allview. Nu, este valabil cu orice telefon care este capabil NFC. Și o să facem aceeași probă cu un Sony. Așadar, același tag NFC, apropii telefonul de el, mi-l citește, aceeași informație, salut George, același link către același site, pot să fac lucrul ăsta la nesfârșit. Tagurile acestea pot lua mulțime de comenzi, pot să activezi, să inactivezi Bluetooth-ul, poți să pui alarmă, poți să pui text, poți să pui carte de vizită, link-uri către site-uri. Sunt o mulțime de lucruri pe care le poți programa, câte vreme tagurile acestea au spațiu pe ele, acei 562 de bytes pe care i-ați văzut sunt mai mult decât suficienți pentru o mulțime de aplicații. Hai să vedem câteva dintre funcțiile pe care le putem face. Ce putem scrie? Add a record. Așadar, text, informație text, link-uri, deschiderea unor aplicații, deschiderea e-mailului, accesarea unui contact, apelarea unui număr de telefon, trimiterea unui SMS, trimiterea locației, adresa, activarea Bluetooth-ului,
sau orice altceva, știi tu ce să mai faci dacă te pricepi la programat astfel de taguri. Așadar, le poți folosi inclusiv pentru pontaj. Când vin oameni la muncă, ating acolo, înseamnă că sunt la adresa respectivă. Tagurile acestea sunt foarte interesante câte vreme le și folosești. Poți să spui unul la capul patului și să îl pui seara la culcare lângă tine, să treacă automat în mod avion, să pună alarma și să dea un share pe Facebook, m-am culcat. Dacă asta îți face ție plăcere. Așadar, vă încurajez să vă jucați cu tagurile NFC. Sunt o mulțime de telefoane care pot citi astfel de taguri NFC. Toate telefoanele care citesc taguri NFC pot să și scrie informație pe astfel de taguri. Să găsesc de cumpărat și pe net și le puteți folosi la orice vă trece prin minte, încă o dată cu orice telefon care știe NFC, indiferent de marcă. Iată de acum și un AllView Viper S. În concluzie, AllView Viper S, un smartphone care nu dezminte avansul celor de la AllView, un telefon mai bun față de generația anterioară, cu un ecran bun, cu toate funcțiile pe care le poți dori la bord, un dual SIM de bună calitate, cu o grămadă de accesorii în pachet pe care îl recomand oricând. Aștept impresiile voastre și o să vă dăm și o galerie foto pe blog, mai multe specificații acolo și nu uitați să dați un subscribe pe YouTube. Până data viitoare, numai bine!